Bună dimineața, mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se referă la perioada pe care o traversăm în aceste zile. Și este vorba despre distrugerea sistemului public de sănătate, un plan bine pus la punct. Românii sunt din nou pion pe tabla de șah a coaliției. Când credeam că incompetența e boala de care suferă în mod constant coaliția, aflăm că principala maladie a celor care ne conduc și cauza îmbolnăvirii societății românești este de fapt corupția. Apar la lumină și motivele reale pentru care s-a ordonat mascarada de la Spitalul Foișor, respectiv evacuarea cu jandarmii a bolnavilor, noaptea ca hoții. Măsura dispusă este una aberantă, având în vedere faptul că spitalul este specializat pe ortopedie și nu are niciun fel de dotare specifică a afecțiunilor respiratorii și tratărilor eficiente a pacienților afectați de COVID. Ceea ce nu se spune este că în spital au fost făcute de primărie în mandatul 2016-2020 investiții de peste 50 de milioane de euro. Spitalul este extrem de performant, este singurul specializat doar pe ortopedie la nivel de țară. De asemenea, spitalul are singura bancă funcțională de țesut osos din România, pentru că celelalte două spitale, Colentina și Grigore Alexandrescu, nu mai au acreditare. Acreditarea de la Foișor a expirat pe 12 aprilie 2021, astfel că ea nu mai poate fi renuită, exact ca în cazul acreditării transplantului de plămân de la Spitalul Sfânta Maria. Să fie o coincidență? Ori din nou s-au aliniat planetele într-un mod nociv pentru cetățean, dar extrem de avantajos pentru guvernare. Care este strategia? La prima vedere, cred că așezi la o piesă de teatru dramatic în care avem niște politicieni care pun jos spital după spital pentru ca pacienții să se orienteze spre sistemul privat de sănătate. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu este doar o marionetă în acest scenariu trist, iar USR Plus joacă extrem de periculos pe tabla de șah a puterii. Dacă ce s-a întâmplat la Foișor se petrecea pe vremea PSD, toți în frunte cu premierul ar fi plecat de îndată. Dar să nu uităm că această guvernare vine după o lungă perioadă de pregătire, în care păpușarii au tras forile și au subjugat justiția prin subordonarea completă a parchetului, astfel ca cei în cauză, păpușarii și păpușile să nu poată fi trași la răspundere, indiferent de natura acțiunilor sale. Asistăm la un plan de distrugere a țării foarte bine elaborat. Spitalul Foișor este doar un episod din acest plan malefic, în care viața românilor este ultimul lucru care contează, iar ministrul Voiculescu, clar, este un ministru malefic. Vă mulțumesc, domnule președinte, deputat PSD Dumitru Coarnă, circumscripția numărul 12, Călăraș.